adresăm un cuvânt de bun venit fratele pastor, doctor în teologie, Leonard Semenya, care a acceptat invitația de a fi prezent împreună cu noi la acest eveniment. Dumnealui locuiește în Statele Unite, în Seattle și în California. Se hotărăște dumnealui din când în când în care parte stă, cu responsabilități și de slujire și de muncă. Un prieten vechi al școlii noastre și un profesor care ne vizitează și prin care am fost întotdeauna binecuvântați de Dumnezeu în cele duhovnicești. Dumnealui, fratele Leonard, va susține referatul cu tema prosperitate, sănătate și pozitivism în viziunea noii reforme apostolice. Frate Leonard, aveți cuvântul. Frate rector, frați profesori, studenți și toți care ne urmăriți pe internet, ne bucurăm de această zi în care putem să avem o părtășie frumoasă împreună, o părtășie de care spun și eu este un pic întârziată, dar mai bine târziu decât niciodată. Tema care mi s-a încredințat mie, cum ați notat, este prosperitate, sănătate și pozitivism în doctrina NAR. Pentru această temă și pentru tema generală care se prezintă în zilele acestea, în acest simpozion frumos, permiteți-mi doar câteva momente să citesc câteva versete din Scriptură care ne va sluji la ne-a da motivația și de fapt a justifica acest simpozion. Cuvintele sunt, cred că le anticipați fiecare din dumneavoastră, le cunoașteți bine, se află în Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 28, voi citi doar câteva versete. Și acolo Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune: luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma. Priviți cum și limbajul care îl folosește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru astfel de persoane, îi numește lupi răpitori. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Priviți scopul. Versetul 31. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântul harului său, care ne poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Iubiților, cu acestea cuvinte citite, prezentarea mea voi încerca să mă ocup de 4 lucruri distincte. În primul rând, aș dori ca să am o scurtă afirmație despre crezul biblic care afirmă puterea miraculoasă a lui Dumnezeu în mântuire, în a răbda suferința și chiar în vindecarea divină. Apoi, vom face un scurt istoric despre mișcarea aceasta numită Word of Faith și influența actuală. În al treilea rând, ne vom ocupa de o sinopsă de doctrina sau de învățăturile care sunt propagate, de propaganda de aceste Word of Faith Movement, și o vom compara în limita timpului cu Scriptura. Și apoi, în final, vom trage concluzii biblice și vom da un răspuns penticostal. Deci, în primul rând, haideți să ne uităm și să vedem realitatea lucrurilor, căci în Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că puterea lui Dumnezeu este o putere miraculoasă în cel puțin 3 aspecte. În primul rând,
este o putere miraculoasă vis-a-vis de mântuirea noastră. Cea mai mare minune care există în viețile noastre, care am experimentat-o, nădăjduiesc fiecare din noi, și cei care nu au experimentat-o, rugăm ca Dumnezeu să le dea acest dar al pocăinței, este de fapt această naștere din nou, pocăința. Romani 1 cu 16 spune, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este dinamita, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Apoi afirmăm puterea lui Dumnezeu de care avem fiecare de nevoie ca să biruim și să putem trece prin suferință. Suferința este partea normală dintr-o viață creștină. Observați cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 1, versetul 29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru Domnul Hristos. Apoi, putem observa că același lucru, aceeași nuanță este menționat și în Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Și în ultimul rând, putem și afirma, datorită cuvântului Dumnezeu, așa cum l-am scris în Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 14, având vedere de contextul general din acest pasaj, căci Dumnezeu este acel care și astăzi vindecă pe cei care sunt bolnavi și emoțional, da, dar și fizic. Pentru aceasta dăm glorie, cinste și slavă lui Dumnezeu. În al doilea rând, haideți să privim la un scurt istoric al mișcării cuvântul credinței, adică word of faith, și influența actuală. Este nevoie să facem acest lucru pentru că nu putem înțelege doctrinele lor dacă nu avem cel puțin o înțelegere generală de unde a pornit, cel puțin în epoca modernă, această învățătură. Word of Faith își află rădăcina în învățături păgâne numite New Thought Metaphysics, care sunt prezentate într-o formă asemănătoare în grupări pseudo-creștine ca și Christian Science, Religious Science și Unity School of Christianity. Documentele acestea se poate afla și sunt la îndemâna fiecăruia doar dacă se uită în Enciclopedia Britanică, care este o enciclopedie nu religioasă, ci este seculară. Nu are nimic de a comenta ori pozitiv, ori negativ în sensul acesta. Prima persoană care în epoca modernă a acestei mișcări Word of Faith este notat Phineas Parkhurst Quimby, care s-a născut în 1802 până în 1866. Este un american considerat fondatorul de New Thought, sau mișcarea numită Gândirea Nouă, care în SUA este pusă în categoria de religie și metafizică. Inițial, Quimby s-a folosit de hipnoză pentru vindecare, dar a descoperit că se poate folosi și de puterea cuvintelor de sugestie pentru a trata pe oameni. Quimby susținea că boala era de fapt o problemă a minții, de gândire, și boala venea de la, la om ca rezultat a unui crez greșit. Tratamentul, deci, pentru a trata orice boală era terapia aceasta numită sugestia. Trebuie să-i schimbi gândirea. Observați, o schimbare a gândirii are asemănări cu nuanțele creștine de metanoia. Deși nu a pretins că este religios această persoană, Quimby, el a susținut că a descoperit metodele de vindecare ale Domnului Hristos. Asta e un punct foarte interesant și foarte important de a nota. Nu s-a considerat religios, nu a spus că este născut din nou sau că este pocăit, dar a spus, citind Noul Testament, că a aflat metodele Domnului Hristos.
De aici a pornit și Christian Science, fondată de Maddie Baker Eddy. Ea a fost una din ucenicele acestui om și prin practica metafizică și astăzi Christian Science este o biserică cu B mic care se consideră parte dintr-o mișcare creștină, care bineînțeles nu este. A doua persoană pe care este foarte important în a înțelege mișcarea aceasta este considerat bunicul mișcării Word of Faith și numele lui este Essex William Kenyon. Kenyon s-a născut în 1867 și a trăit până în 1948. Istoria lui este interesantă. Între anii 20 și 25, în viața lui, când a avut vârsta aceasta, a fost membru într-o biserică metodistă în New York, unde de fapt a predicat prima predică. După 2 ani de zile de a se declara pocăit, și-a pierdut credința. Când și-a pierdut credința, a decis ca să meargă la școala de actorie și s-a înrolat la Emerson School of Oratory în Boston. Și asta a fost cam în anul 1892. La această școală de oratorie, atunci Emerson, era o puternică influență de New Thought sau New Age Movement. În 1893 s-a căsătorit cu prima nevastă, Eva Sperling, și amândoi s-au declarat agnostici. La puțină vreme, Kenyon a frecventat serviciile religioase dintr-o biserică baptistă, păstorit de cel care a devenit în viitor fondatorul seminarului Gordon Conwell Seminary, și acolo, spune el, în această biserică, a avut experiența reală a nașterii din nou. În anul 1902, prima nevastă, Eva, l-a părăsit pe Kenyon și s-a întors la el în 1910. Ea a murit în 1914. Kenyon se recăsătorește cu altă nevastă și au o familie, un băiat și o fată. Kenyon se mută în 1924 în Oakland, California și își continuă slujirea. În Oakland, Kenyon își dă titlul de doctor în teologie, deși nu avea nicio școală formală teologică. În anul 1930, a doua nevastă a lui Kenyon, Alice, îl părăsește, acuzându-l de adulter. Din nou, toate documentele acestea sunt pe site-uri publice, se pot găsi și se pot verifica. Kenyon s-a mutat la Seattle, Washington, unde a petrecut ultimii ani ca și evanghelist și scriitor. El, de fapt, a format Kenyon's Gospel Publishing Society, care astăzi este în Kirkland, Washington. Învățăturile eretice a lui Kenyon sunt următoarele și Kenyon, ca și bunicul mișcării Word of Faith, este important pentru că toți au împrumutat, dacă nu au pelagiat de la el. Și anume, el a spus că Domnul Iisus Hristos a fost un om născut din nou. În engleză, Jesus was a born again man. 2. Omul este o întrupare de Dumnezeu. În engleză, man is an incarnation of God. Orice persoană care este născută din nou este o întrupare de Dumnezeu, învață Kenyon în documentele lui, care se pot procura în orice used bookstore care le are, bineînțeles. Apoi, the believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth. Credinciosul este atât de mult o încarnare, o întrupare, cum a fost Domnul Iisus Hristos. A negat suveranitatea lui Dumnezeu și pur și simplu a spus că Dumnezeu nu este suveran și a făcut populară lozinca sau sloganul What I confess, I profess. În alte cuvinte, ceea ce eu vorbesc cu gura se întâmplă. Am puterea aceasta creativă. O altă persoană care este important pentru a înțelege mișcarea aceasta Word of Faith sau Name and Claim It, sau teologia aceasta eronată a vindecărilor în forma cum o prezintă ei, este considerat tatăl mișcării.
dacă primul a fost bunicul, tatăl este Kenneth Hagin. Kenneth s-a născut în 1917 și a murit în 2003. Născut în Texas, în Statele Unite ale Americii, s-a convertit la creștinism. În 1936, la vârsta de 19 ani, a fondat prima biserică fără denominațiune. A fost pe vremea aceea ceva nou, non-denominational. A predicat prima dată într-o biserică mică baptistă în Roland, Texas, și la vârsta de 20 de ani a devenit slujitor în Assemblies of God. Apoi a păstorit circa 12 ani în 5 biserici din Texas. În 1938 se căsătorește cu Oretha Rooker, are 2 copii, printre care este juniorul lui Kenneth Hagin, care astăzi este în fruntea misiunii Hagin Ministries. Fiul său, Kenneth Hagin, este pastor la Rema Bible College și președinte de această mișcare la ora actuală. În 1949 spune că a avut o întâlnire cu Dumnezeu și a spus că e timpul să călătorească, să fie un învățător al Bibliei și să propage învățăturile numite în Word of Faith. Pe lângă celelalte învățături eretice ale lui, a preluat și a amplificat mai mult învățăturile eretice ale lui Kenyon. În anii 47, la 1958, s-a alăturat mișcării Healing Revival și împreună cu Oral Roberts, Gordon Lindsay și T.L. Osborne au propagat aceste învățături. El este faimos pentru a spune în limba engleză fraza următoare. He, Jesus, el Domnul, a gustat moartea spirituală pentru fiecare om. De ce a făcut lucrul acesta? Pentru că moartea fizică nu ar fi putut rezolva păcatele omenirii. Un alt personaj important pentru a înțelege această mișcare este Kenneth Copeland. S-a născut în 1936 și încă este în viață. Kenneth Copeland a fost pilotul principal al lui Oral Roberts și a fost student și ucenic al lui Kenneth Hagin. Foarte multe din învățăturile lor și din nou le-a amplificat și le-a explicat mai detailat. Pentru a înțelege mișcarea, nu ne putem opri la Kenneth Copeland, trebuie să-l includem și pe Benny Hinn, născut în 1952 și trăiește în prezent, născut în Israel, din părinți greco-egipteni, palestinieni, armenieni și lebanezi. A fost crescut într-un mediu ortodox, deci are ceva în comun cu poporul român, toate misticismele ortodoxe, s-a adus discuția cum asemănăm Benny Hinn și vizita la morminte cu moaștele din România, poftim. Uitați care este legătura. Dacă românii ortodoxi vizitează moaștele și cred că este putere acolo, Benny Hinn a crescut ca și un greco-ortodox în tinerețea lui. S-a mutat în SUA împreună cu familia lui, înainte de a fi căsătorit, unde în Canada, s-a mutat în Canada și acolo a avut, spune el, o naștere din nou, a devenit creștin și a declarat că Dumnezeu este acel care l-a chemat în slujire. În 1973, a fost prezent la un spectacol de minuni al lui Catherine Kuhlman în Pittsburgh, în Statele Unite ale Americii. Acolo a avut el prima întâlnire cu mișcarea aceasta de reformație în NAR, înainte de a fi numită oficial NAR. S-a mutat în Orlando, Florida și a păstorit o biserică acolo până în anul 1999, când a predat pastorația și și-a mutat biroul în Texas, unde a început să călătorească, să facă cruciadele acestea de semne și minuni și la ora actuală locuiește în Orange County, California.
Un alt personaj important pentru a înțelege această mișcare este Paul Yonggi Cho, David Cho, născut în 1936 până în prezent. A fost crescut ca și un budist, s-a convertit la creștinism la vârsta de 17 ani, după care și-a întâlnit mama soacră, care era păstoriță, și a fundat împreună cu dumnea ei Yodo Full Gospel Church. Alte nume importante pentru a înțelege această mișcare este și Joel Osteen și John Osteen, tatăl lui, și, bineînțeles, Bill Johnson. Bill Johnson este născut în 1951, trăiește până la ora actuală, este păstor în generația 5-a, deci tatălui, bunicului, străbunicului și străstrăbunicului, toți au fost slujitori. El a venit la Bethel Reading în 1996 cu viziunea de trezire și putere supranaturală a lui Dumnezeu. Un fapt interesant este că după ce și-a declarat viziunea, dintre 3.000 de membri din Biserica Bethel, care era o biserică penticostală, 1.000 au părăsit biserica spunând: asta e prea de tot, înainte de a fi Bill Johnson prezent. În al treilea rând, deci am trecut în calendar să vedem cam de unde pornește mișcarea aceasta. Haideți acum să privim în al treilea rând la un sumar de învățăturile doctrinare mișcării Word of Faith. Ce cred ei? Cum au vorbit și frații antevorbitori, doctrina lor, din nefericire, nu este pusă sistematică mai niciunde, dar se poate culege din scrierile lor, pentru că unii au scris, și se poate culege din afirmațiile lor, din mesajele lor, care nu sunt luate în afara contextului vorbirilor lor. Și anume, prima învățătură sau doctrină, și fratele profesor Bartoș a avut un pic ezitarea de a spune doctrină, dar cred că se poate numi doctrină, pentru că și Sfânta Scriptură spune că acești oameni vor propaga doctrine ale dracilor. Deci cu tot respectul și cu toată compasiunea pentru cei care sunt involvați în aceste lucruri, da, acestea sunt doctrine, sunt învățături, dar din nefericire nu sunt învățăturile Sfintelor Scripturi. Prima învățătură. Prima învățătură problematică, cheie, este problema ispășirii. Această mișcare Word of Faith Movement, care a împrumutat-o și NAR, spune că în momentul când Domnul Iisus Hristos a strigat și a declarat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Îi spun ei, Domnul Iisus s-a despărțit de Dumnezeu și-a pierdut divinitatea și-a devenit un om muritor, capabil să falimenteze și capabil să moară. Și Domnul Iisus, spun ei, se pregătea, în momentul când a spus pentru ce m-ai părăsit, se pregătea să fie condus direct în ghearele iadului. Deci să fie escortat de pe cruce, direct în iad. Moartea fizică, adică trupească, a Domnului Hristos, după doctrina lor, nu a fost suficientă pentru mântuirea noastră. Spun ei că Domnul Iisus Hristos și moartea lui fizică n-a avut niciun efect asupra păcatelor, ci Domnul Iisus Hristos a trebuit să moară spiritual. Iubiților, datorită platformei care o avem noi prin Zoom și nu suntem live, am fi dorit ca să fim live, fac o scurtă paranteză, nu putem prezenta citatele exact cum sunt. Datorită faptului că nu suntem pe Zoom, nu avem PowerPoint prezentarea aceasta. Dar în articolele care vor fi scrise pe viitor, fiecare vorbitor își va susține și va da dovezile de rigoare necesare să facem doar afirmații. Și sunt pur și simplu lucruri care sunt documentate din literatura lor. Continui. Moartea fizică, deci trupească, a Domnului Iisus Hristos, nu a fost suficient pentru mântuirea noastră, ci a trebuit să moară spiritual. Acum, ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos a murit spiritual? Moartea spirituală, pentru NAR, spus de Kenneth Hagin în cartea lui Name of Jesus, spune în felul următor. Moartea spirituală înseamnă
primi natura lui Satana. M-ați auzit bine? Kenneth Hagin spune, bazat pe învățăturile care au pornit din fundul iadului anterior, căci moartea spirituală înseamnă a primi natura lui Satana. Mai mult, moartea spirituală înseamnă că avea natura lui Satana, ca și cum după ce el primește natura lui Satana, născutul din nou să primească natura lui Dumnezeu. Deci, prin fraza aceasta, această mișcare își are baza, spun ei, temeinică, dar nu este temeinică, are baza temeinică pentru a spune Domnul Iisus Hristos a fost om și datorită morții și învierii lui ne face și pe noi Dumnezeu. O să vedem în câteva momente această nuanță. Apoi, când Domnul Iisus Hristos a devenit păcat pentru noi, Duhul lui a fost separat față de Dumnezeu și a mers în iad în locul nostru. Deci, chinul fizic în timpul înainte de răstignire și răstignirea propriu-zisă a fost insuficientă. El a mers în închisoare și în suferință în iad pentru 3 zile în locul nostru și acolo Domnul Iisus Hristos a fost chinuit, a fost biciuit și a suferit la asalturile diavolului. Iubiților, vă întreb, sună evanghelic? Sună că are sursă în izvorul culat al Sfintelor Scripturi sau sună ca o doctrină străină, o doctrină a dracilor? După aceasta, Domnul Iisus Hristos, spun ei, trebuia să se nască din nou, înviat nu doar în trup, ci și în Duhul Lui. Deci El este primul născut din nou. Iubiților, când auziți în biserici în România, când auziți în biserici din America, că Iisus Hristos este primul născut din nou, aceasta are un context precis. Contextul este aici, că unul ca și Bill Johnson este mult mai bine pregătit și mai șiret și nu dă pe față aceste învățături, este altceva, dar crezul este aici. Da, el este primul născut din nou. Copeland spune, în viața, după înviere, Dumnezeu a luat un om din adâncul iadului. Și după ce a fost făcut păcat acest om din adâncul iadului, deci Domnul Iisus Hristos, l-a pus în cea mai înaltă poziție care există în acest univers. Și Satan l-a provocat pe Dumnezeu spunând, cum poate să facă așa ceva? Și Copeland spune, dar Dumnezeu a făcut așa, aceasta, Dumnezeu a privit la un om și l-a numit Dumnezeu. Din nou, rădăcina îndumnezeirii pentru oameni. Întrebarea este, vis-a-vis de aceste învățături de Word of Faith, ce spune unul ca și Bill Johnson? Și, bisor, este multă discuție aici pe seama lui Bill Johnson și nu uitați, rugăciunea noastră, rugăciunea mea personală și a fiecărui creștin este ca Dumnezeu să-i dea harul și darul pocăinței reale lui Bill Johnson. Să vadă că învățătura care o propagă este o învățătură străină a Evangheliei. Deci nu luați aceasta ca și o critică personală, ci este o critică intensă a doctrinilor. Și observați, spuneți, dar poate este sincer înșelat. Nu pare că este deloc sincer înșelat. Căzând, ce spune Bill Johnson? Căzând de acord cu generalii mișcării, care este Kenneth Hagin și Copeland, Bill Johnson, de la predica lui numită Jesus is our model, puteți găsi online și astăzi, cred că am accesat-o doar săptămâna trecută, în predica lui Jesus is our model, introduce treptat și subtil învățătura dracilor. Să vă dau un exemplu cum face acest lucru și veți găsi pe YouTube acest lucru. Spune el bisericii, ați știut că Iisus Hristos a fost născut din nou? Din nou, cuvinte cod. Dacă nu înțelegem ce este în spatele acestor învățători, ne gândim că ce mare lucru. Dar vedeți că este mare lucru. A știut că Iisus Hristos a fost născut din nou, am întrebat pe cei de la primul program,
a bisericii, că iau două sau trei programe, am întrebat pe cei de la primul program și ei au spus, n-am știut așa ceva. În alte cuvinte, cei care au frecventat biserica Bethel Reading până la ziua aceea, n-au primit încă această învățătură diabolică pentru că n-au fost pregătiți pentru ea. Și acum treptat o introduce și își spune el, da, nici și ei au spus că n-au știut așa ceva, dar vă voi arăta, spune el. Este în Biblie. El trebuia să se nască din nou pentru că a devenit păcat. În alte cuvinte, ia un cuvânt din Scriptură, îl pervertește, îi dă o însemnătate care nu este însemnătatea Scripturii deloc, din punct de vedere exegetic, și pur și simplu manipulează oamenii. Spune el mai departe, el s-a născut prin Maria prima dată și a doua naștere, nașterea din nou, a avut-o în învierea din morți. Da? El s-a născut din nou. Haideți să trecem în calendar scurt ce spune Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 53, versetul 5, spune că El, da, a ispășit păcatele noastre. Dar pentru nici un moment Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu a încetat să fie neprihănit. 1 Petru 3,18 spune, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar nu în duh. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. Observați în Fapte textul care l-am citit la început. Fapte, capitolul 20, versetul 28. Sângele care a curs n-a fost sângele unui om, iubiților, cum spun ei că a fost om în momentul când a strigat. Nici vorba. Sângele a fost sângele lui Dumnezeu. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului și observați, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. 1 Petru 1, 18-19, sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, cum a fost? Fără cusur și fără prihană. Iubiților, analizați dumneavoastră, judecați dumneavoastră, cine are dreptate? Kenyon, Hagen și Copeland și Benny Hinn și Bill Johnson sau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care a scris Scriptura? Observați ce spune Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în Luca 23:46. Iisus a strigat cu glas tare. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Nici de cum nu și-a dat Duhul în mâinile diavolului ca să fie scortat în iad și să fie chinuit de diavolul acolo 3 zile. Este o absurditate. Este un pic surprinzător cum se dă crezare de aceste lucruri. Da? Concluzia cuvântului lui Dumnezeu, iubiților, vis-a-vis de această învățătură este că este o altă evanghelie. Nu este evanghelia Domnului Iisus Hristos. Este un alt Hristos și este un alt Duh. Vă invit ca să întoarceți, dacă puteți, și aveți Sfânta Carte dumneavoastră, dacă nu o să vă citesc eu încet, pasajul din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 4. Pe Duhul Sfânt nu l-a prins în surprindere, nu este surprins de ce s-a întâmplat și ce se întâmplă astăzi. Pentru că a prezis lucrul acesta și de fapt a fost prezent și în biserica primară, într-o biserică cu darul, într-o biserică populară. Observați, în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, vă întreb eu, potrivit cu scrierile lor, potrivit cu cuvintele lor, Iisusul prezentat de ei este un alt Iisus, nu este Iisus Hristosul din Noul Testament. Dar nu se opresc acolo. Pe care noi vi l-am propovăduit. Sau dacă este vorba să primiți un alt Duh. Duhul care îl transmit ei și prin care este mișcarea aceasta, nu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și-a spus ultimul cuvânt în Sfânta Carte a lui Dumnezeu, care este dreptarul învățăturilor sănătoase,
nu doctrinele lor. Și apoi, în al treilea rând, sau o altă evanghelie. Evanghelia propagată de ei nu este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 2 cu 17. Căci noi nu stricăm, nu pervertim, nu alterăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima, cu inimi curate din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Prima învățătură. A doua învățătură problematică pentru ei este învățătura îndumnezeirea. Îndumnezeirea spune cam în felul următor și pot citi pe Copland în sensul acesta. Tu nu ai pe Dumnezeu în tine, spun ei, ci spun tu ești un Dumnezeu. You don't have a God in you, you are one. Motivul pentru care a creat Dumnezeu pe Adam, din nou, citate de Copland, motivul lui Dumnezeu pentru care a creat pe Adam era dorința de a se reproduce pe sine. Adam nu era doar un pic ca Dumnezeu, nu era doar aproape ca Dumnezeu, de fapt nici nu se subordina deloc lui Dumnezeu. Adam în grădina Eden era Dumnezeu manifestat în trup. Iubiților, e nevoie să luăm o atitudine vis-a-vis de astfel de învățături? Absolut. Tu ai exact același ADN ca Iisus, spune el, Copland. Gloria lui Dumnezeu, haleluia! Tu ești geamănul lui Iisus Hristos. Apoi spune el totodată, unde citesc în Biblie și se scrie, eu sunt, doar zâmbesc și spun, și eu sunt. Deci, prima învățătură despre ispășire, a doua învățătură eronată în acest World of Faith Movement este îndumnezeirea, a treia învățătură este doctrina despre Domnul Iisus Hristos. Din nou, unul care e un apostol, Creflo Dollar, spune, cineva a zis că Domnul Iisus Hristos a venit ca Dumnezeu. Și el spune, nu cred și Domnul Iisus Hristos n-a spus că a venit ca Dumnezeu. Și apoi spune Creflo Dollar, cum vă gândiți voi că în Biblie spune că Dumnezeu niciodată nu dormitează? Și în Evanghelia după Marcu vedem pe Domnul Iisus Hristos că doarme în spatele bărcii. Și apoi spune și afirmă el, Domnul Iisus Hristos a venit ca și om. Observați gândirea și manipularea maselor. Paula White spune același lucru, Domnul Iisus Hristos nu este singurul fiu al lui Dumnezeu, Jesus Christ is not the only begotten son of God, spune ea, și eu sunt un fiu sau fiica lui Dumnezeu, el este doar primul rod, primul născut dintre mulți. Deci diminuează divinitatea Domnului Hristos și se ridică pe ea în divinitate. Victoria Austin, nevasta lui Joel Austin, spune, Domnul Iisus Hristos a fost om până când Domnul Dumnezeu s-a atins de el și a pus Duhul Sfânt în el să trăiască în el. Vai, sunt încurajată astăzi. Asta înseamnă că mântuirea îmi dă mie aceeași întrupare. Iubiților, nu puteți înțelege cât de diabolic este fraza aceasta până nu înțelegeți rădăcina în doctrina plină a lor. De aceea trebuie să luăm timpul ca să dezvoltăm ce înseamnă moartea spirituală. Bill Johnson deja s-a auzit citatele lui vis-a-vis de divinitatea Domnului Hristos. O altă doctrină eronată în World of Faith Movement, doctrina rugăciunii. Spun ei, Dumnezeu are puterea doar, dar noi trebuie să-i dăm permisiune. Puterea stă la Dumnezeu, permisiunea stă la noi. Deși are toată puterea Dumnezeu, nu poate lucra în lume fără permisiunea noastră. Omul dă lui Dumnezeu permisiunea sau licența să interfereze în treburile de pe pământ. Ce este rugăciunea? Noi când dăm permisiune lui Dumnezeu să lucreze pe pământ. Benny Hinn spune, noi dăm lui Dumnezeu dreptul legal să interfereze în treburile pământești.
licența pământească pentru interferența cerească este zicala sau lozinca lor. Dumnezeu nu poate face nimica pe pământ fără ca un om să-i dea acces. Iubiților, ce spune Biblia? Observați Psalmul 115, versetul 3, Psalmul 135, versetul 6. Dumnezeu este în cerul și face ce vrea. Fără permisiune, nu are nevoie de permisiunea lui Leonard, nu are voie de permisiunea nimănui. El este Dumnezeul suveran. Să mă uit, să văd la timp. Cred că suntem cam la, după ceasul meu, suntem la 40 de minute, dar permiteți-mi să aduc o concluzie la ce trebuie să facem noi, care este răspunsul biblic, răspunsul penticostal pentru noi. Întâi, care este diagnosticul? Înainte de a da un tratament, trebuie să avem un diagnostic. Bazat pe scrierile lor și bazat pe vorbele lor, comparând aceste lucruri cu Biblia, cu Sfânta Carte, vedem clar că învățăturile lor și doctrinile lor sunt împotriva Scripturii, sunt străine și numite de Dumnezeu Duhul Sfânt ca fiind învățături ai dracilor. Nu eu i-am numit așa, ci Duhul Sfânt i-a numit așa, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Ei, dacă acesta este diagnosticul, care este soluționarea biblică? 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, prima parte, spune: ferește-te și respinge astfel de învățături. Ferește-te. Ca și păstor, ferește turma. Ferește Biserica Domnului Iisus Hristos. Apoi, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, ultima parte a versetului. Caută să fie vlavios. În alte cuvinte, cunoaște adevărul. Ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătură pe care o dai altora. Fii cu luare aminte asupra ta însuși și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri. Ca Biserica Penticostală română, americană, română, românească, cum au notat și frații antivorbitori, suntem separați de mulți alți penticostali, dar trebuie ca să redescoperim Scriptura, trebuie să stăruim mai mult în Scriptură și în învățătura doctrinară din Sfintele Scripturi. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuși și pe cei ce te ascultă. Vă mulțumesc pentru atenție. Din nou, subiectul este foarte vast, dar este un subiect deosebit de important și mă rog ca Dumnezeu să dea har celor care sunt prinși în ghearele acestei mișcări, care este foarte subtilă, foarte capturantă, foarte ispititoare, ca să le dea harul să se trezească, să iasă afară din ea și să își revină la Evanghelia pură, curată și sfântă a Domnului Hristos. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări. Vă mulțumim foarte frumos, frate Leonard, pentru prezentarea dumneavoastră. Așa, ascultându-vă, nu am putut să nu mi-aduc aminte de faptul că dumneavoastră sunteți în Statele Unite de la vârsta de un an, dacă știu eu bine, sau undeva în jurul acestei vârste. Practic, știți România doar de acolo, uitându-vă de acolo înspre noi. Notăm vorbirea dumneavoastră în limba română curată, curată. De-ar fi de urmat de toți tinerii și adolescenții, am și eu nepoți acolo. Acum, am făcut această observație, având în vedere faptul că dumneavoastră sunteți bine înrădăcinat în cultura evanghelică americană, mult mai bine decât oricare dintre noi cei prezenți care ne uităm din România. După cum, sigur, noi cei din România înțelegem bine mecanismele spiritualității evanghelic-pentecostale din România. Așa înțelegeți dumneavoastră pe cea din Statele Unite. Este foarte populară în Statele Unite, foarte populară învățătura prosperității. Așa a pus într-un limbaj popular, Dumnezeu este bogat, noi suntem copiii Lui, prin urmare și noi trebuie să fim bogați. Sărăcia nu face parte din planul lui Dumnezeu, bogăția este un însemn al spiritualității, a relației cu Dumnezeu.
Învățătura aceasta, după cum observați, are rădăcini. Aici mulțumesc foarte frumos pentru identificarea acestor rădăcini adânci care fac sens acum pentru a înțelege și mai bine conceptele. Spuneți-ne, păi cum înțelegeți dumneavoastră că se prezintă acest concept, teologia prosperității, în gândirea bisericilor americane și cum influențează această gândire comunitățile pentecostale, vorbim acum despre ele, de limbă română din Statele Unite? Da. Întrebarea este o întrebare foarte, foarte bună și foarte practică și răspunsul este în două părți. Evanghelia prosperității nu are nicio rădăcină justificată Evanghelie. Un studiu a oricărui student, citit sau mai puțin citit, vede că în Evanghelie, în Noul Testament, este chiar contra. Ni se spune că cel care vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze. Ni se spune că vom avea încercări, persecuții și probleme. Apostolul Pavel, care este un om al lui Dumnezeu, este acel care a trăit, da, și în belșug, dar și în sărăcie, muncind cu mâinile lui să-și susțină viața și efortul. Deci nu are nicio bază în Scriptură, dar este a doua nuanță a răspunsului, este că această evanghelie a prosperității își are rădăcina în manipularea sau propaganda psihologică. Și anume, ei spun că este voia lui Dumnezeu și în ispășire, cum o definesc ei, avem eliminarea și de iad, avem eliminarea și de orice boală și avem eliminarea sărăciei. Deși Domnul Hristos a spus, pe sărați și veți avea tot timpul între voi. Ei, și ei spun, ca să scapi de sărăcie, trebuie să semeni o sămânță corespunzătoare. Această sămânță corespunzătoare trebuie ca să fie bani. Dacă vrei să ai bani, trebuie să semeni bani. Și ca atare, dacă sunt un predicator al prosperității și am nevoie de încă un avion ca să mă plimb când am eu chef, voi merge înaintea oamenilor și voi spune că Domnul mi-a spus că vrea să vă îmbogățească și ca să vă îmbogățească trebuie să dați o sămânță de credință și aceasta este banul. Și Dumnezeu va înmulți banii voștri. Ca atare, îi învăț pe ei, din pasaje care sunt luate în afara contextului, să semene o sămânță a prosperității, dându-mi mie banii, ca eu să-mi fac ce cred eu sau ce spun eu, că m-a spus Domnul să fac cu ei, și ei să creadă că vor avea prosperitate pentru că au dat Domnului. Dai ca să primești, ai acest negoț cu Dumnezeu cum ar fi. Atunci rămâne o întrebare, fratele Unald, dintre cei doi, cel care cere și cel care dă, amândoi justificați de teologia prosperității, care e hoțul mai mare? Asta e o foarte bună întrebare. Cei care sunt învățători vor avea o mai mare pedeapsă decât cei care cad victima. Pentru că, pe fond, este același raționament. Înțelegerea că bunăstarea materială pe care ți-o dorești este în semnul spiritualității. Da. Și, fraților, aș dori, fără să dau nicio aprobare acestor lucruri, ceea ce m-a speriat pe mine și, pe dreptul, m-a alarmat, cred că ar fi un mai bun cuvânt, este prima dată când l-am auzit vorbind pe Bill Johnson. Cred că este unul din cei mai periculoși. Ceilalți pentru mine par mai caragioși. Dar Bill Johnson are nuanța aceasta și când îl asculți, cum a spus fratele profesor Bartoș, domnule, aproape că-l crezi. De ce? Că nu este tot minciună. Dar este combinația care o face între adevăr și minciună, este pur și simplu, cum spune Sfânta Scriptură, se transformă între îngeri de lumină.
dar sunt apostoli și proroci mincinoși. Mulțumesc, fratele, poftim! O altă întrebare pe care aș dori să o aducem în discuție ține de înțelegerea, cum să o exprim mai bine, în The New Apostolic Reformation avem așa numită gândire pozitivă. Se propune eliminarea oricărui gând negativ. În predicile care se rostesc, mesajele sunt pozitive, chiar se propune post de gândire negativă. Cum comentați această orientare și această învățătură în noua reformă apostolică vis-a-vis de rădăcinile pe care le-ați menționat anterior? Și aceasta este o întrebare foarte bună. În materialul care încă nu l-am putut acoperi, una din doctrinele lor este tocmai aceasta, confesiunea pozitivă, declarația sau rostirea, rostim ceva. Pentru a răspunde la această întrebare, cred că ce spune Creflo Dollar, unul din acești fondatori sau apostoli, este în felul următor. Ca și ființe spirituale, spune ei, momentul când ne naștem din nou, primim natura lui Dumnezeu, devenim Dumnezeu. Ca și nature spirituale care posedăm natura lui Dumnezeu, spune el. Noi avem capacitatea și abilitatea să vorbim lucruri în existență exact cum a făcut Dumnezeu în Genesa capitolul 1. Asta, aici este rădăcina lor. Joel Austin, în mai 3, 2004, spune, vorbind despre motivul pentru care Dumnezeu l-a făcut mut pe Zaharia, în Luca capitolul 1, Joel Austin spune, căci cuvintele negative a lui Zaharia putea să strice planul lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu l-a muțit. Joyce Myers are cartea ei, schimbă-ți cuvintele și schimbă-ți viața. Jesse Duplantis, care este în viață la ora actuală, spune viața și moartea sunt în puterea limbii, Dumnezeu ți-a dat ție puterea să ai viață și ție ți-a dat puterea ca să nu ai viață. Puterea de a trăi sau de a muri este în limba ta. Jesse Duplantis. Joseph Prince, împreună cu Austin, într-o conversație care este pe YouTube, spune că metanoia sau schimbarea, noirea minții, și ei spun, metanoia înseamnă schimbarea minții. Deci până acolo foarte bine. Dar apoi dau interpretare. Ce înseamnă schimbarea minții? Schimbarea de la gândirea negativă la gândirea pozitivă. Deci frate Nelu și iubiți frați și surori, ceea ce spune această mișcare de positive confession este că noi, prin cuvintele noastre de rostire, avem puterea pentru cine suntem, fie al lui Dumnezeu sau ei spun chiar Dumnezeu, avem puterea de a schimba materia. Deși Genesa este clar că numai Dumnezeu poate să bara, cuvântul în limba ebraică este bara, de a crea ceva din nimica. Omul niciodată nu poate. Este unul singur Dumnezeu și tronul lui Dumnezeu este ocupat, a fost ocupat și de-a purea va fi ocupat doar de el. A putea atunci conclude că aceste idei legate de prosperitate și de pozitivism mai degrabă sunt idei esoterice venite din New Age decât din Biblie? Iubiților, cum am notat la începutul prezentării, originea acestei învățături de a proclama sau de a declara pozitiv în epoca modernă, n-am făcut suficiente cercetări și nu pot vorbi despre istoric, dar sunt sigur că aceste lucruri sunt reinvenția diavolului sau reprezentarea a unor lucruri diabolice. Această învățătură își are rădăcina în 1802 la 1866 prin acest Phineas Quimby, care este fondatorul New Thought sau New Age. Categoric, absolut. Sunt străine Evangheliei. Vă mulțumim foarte frumos pentru această prezentare și pentru dialogul pe care l-am avut.
Ne apropiem de încheiere, deja suntem la 4 ore și jumătate aproape de când am început această sesiune. Înainte însă să încheiem, mulțumind lui Dumnezeu în primul rând și desigur apreciind implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră, profesorii referenți și a celor care ne-ați urmărit și ați participat la dialog, aș vrea să anunț că mâine seară vom avea a doua noastră parte a simpozionului. Simpozionul este împărțit în trei. Prima parte deja a trecut. Pentru mâine seară, începând tot cu ora 17, vom avea 4 sesiuni. Slujba de apostol în Noul Testament și noua reformă apostolică. Aceasta este prima sesiune, un studiu comparativ. Apoi, slujba de profet în Noul Testament și noua reformă apostolică. Acesta este al doilea seminar. Al treilea seminar, pneumatologie și harisme în noua reformă apostolică. Și ultimul de mâine seară, ordinarea și slujirea femeii în viziunea noii reforme apostolice. Și pentru mâine se anunță subiecte foarte interesante, care trebuie aprofundate și văzute în lumina Sfintelor Scripturi. Pentru seara aceasta propun să ne oprim aici și să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu printr-o rugăciune pe care aș dori să o înalțe către Dumnezeu pentru noi toți, împreună cu noi toți, pe fratele păstor, colega nostru, Eugen Jugaru. Dacă nu e prea mult și știu că nu e, v-aș îndemna în această rugăciune să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și pentru țară, pentru lume, în contextul pandemiei, a mulțirii, îngrijorătoare a numărului de cazuri, de îmbolnăviri. Avem și în biserica din Sibiu situații, cazuri, cum de altfel se întâmplă în fiecare comunitate. O familie și-a pierdut azi noapte tatăl, vârstă de 57 de ani, nu se știa să fie avut alte probleme de sănătate, e îndoliată așa comunitatea noastră. Să ne aducem aminte în rugăciune de toți cei care sunt în suferință în aceste vremuri. Frate Eugen. Tatăl nostru ceresc, venim înaintea ta și îți mulțumim pentru această primă zi a simpozionului. Îți mulțumim, Doamne, că prin cei care au conferențiat ne-ai vorbit și nouă și în același timp ne determin să ne cercetăm viața noastră, legătura noastră cu tine, învățătura pe care o asimilăm și pe cea pe care o propagăm și altora. Părinte iubit, te rog să-i binecuvintești și să-i răsplătești pe toți cei care s-au implicat în aceste prezentări, pe cei care au moderat aceste sesiuni. Și de asemenea, te rog să-i binecuvintezi și pe ceilalți care doar au participat, fără să ia cuvânt, dar care au urmărit cu mare interes aceste prezentări. În vremea aceasta de confuzie, te rog, Tatăl nostru care ești în cer, dă-ne înțelepciunea care vine de sus de la tine, te rog, dă-ne discernământ, dă-ne chipzuință și putere de a selecta grâul de neghină, învățătura bună și sănătoasă, de învățătura falsă care se propagă atât de repede. Mă rog, Părinte Ceresc, și pentru generația tânără care este mai vulnerabilă, să o crotești Tu, Doamne, mă rog, pentru tinerii din bisericile noastre, pentru copiii noștri, Doamne, te rog să îi ocrotești Tu și să îi binecuvintezi. Îți mulțumesc, Părintele nostru Ceresc, că ne-a ajutat să înțelegem prin harul Tău învățătura bună, sănătoasă. Te rog să ne maturizezi pe toți, să trăim o viață după voia Ta, o Doamne, să ne lăsăm modelați de cuvântul Tău și de călăuzirea Duhului Sfânt din viața noastră. Părinte iubit, îți mulțumesc acum la încheierea acestor sesiuni pentru binecuvântarea Ta. Continuă să sădești mai departe cuvântul Tău în inimile noastre și continuă în bunătatea Ta să ne ocrotești.
Mă rog pentru cei care sunt bolnavi, o Doamne, de virusul acesta care bântuie, Doamne, ocrotește-i Tu, pune-ți brațul Tău ocrotitor peste ei și îi sprijinește. Ascultă rugăciunile pe care ei le înalță spre Tine, o Doamne, și în bunătatea Ta dă-le vindecare, o Doamne, și întremează-i fizic și spiritual. Tatăl nostru Ceresc, Te rog să ne ocrotești pe toți cu prezența Ta, Te rog să ne dai o credință puternică în Tine și în promisiunile Tale și îți mulțumesc pentru tot ce faci în viața noastră, îți mulțumesc pentru dragostea Ta părintească și ne încredințăm pe brațul Tău, Te slăvim, Părinte iubit, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.